Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Alianța Sindicatelor din Învățământ a organizat cea de-a 8-a ediție a competiției Spartachiada Profesorilor, un eveniment dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar. Anul acesta, câteva sute de participanți, atât din țară, cât și din Ucraina sau Republica Moldova, s-au întâlnit și aliniat la start. Festivitatea de deschidere s-a desfășurat vineri, 28 iunie, pe esplanada Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Evenimentul a început cu intonarea imnului României de către elevele Alina Nistor și Naomi Damian de la Colegiul Tehnic Rădăuți. Spartachiada Profesorilor are ca scop promovarea mișcării pentru sănătate și a sportului, atât în rândul profesorilor, cât și a elevilor. Ne bucurăm că acest proiect, început acum 7 ani, a prins contur și an de an a cunoscut o dezvoltare. Ne dorim să fim parteneri în continuare la acest proiect, pentru că dimensiunea la care el a ajuns este una la care nu am visat. În aceste momente nu putem decât să mulțumim celor care au fost inițiatori ai acestui proiect, să le urăm desigur succes și putere de a duce în continuare acest proiect de suflet al profesorilor din învățământul Suceava și, cum spune toată lumea, la mai mare acestui minunat proiect. La festivitatea de deschidere de anul acesta au fost prezente și oficialitățile sucevene care le-au adresat participanților câteva cuvinte de apreciere. Bine ați venit în primul rând în județul Suceava oaspeților noștri la cea de-a 7-a ediție a Spartachiadei, Fair Play-ului și prieteniei, așa cum s-a confirmat până acum. Urmează câteva zile de întreceri, emoții, ambiții, concentrare maximă. Vă veți alinia la start ca adversari într-o competiție, dar îmi doresc să terminați ca prieteni, pentru că este marele învingător al acestei competiții, prietenia pe care vă formați și în aceste zile, fiindcă ceea ce contează, dincolo de rezultatele obținute și clasamentul la finalul acestei competiții, și vă doresc să aveți parte de experiențe unice, de oameni minunați și amintiri de neuitat. Onorat prezidiu, dragi participanți, dați-mi voi în primul rând să vă spun sincer bun venit la Suceava, bun venit domnul președinte Ivancescu aici la Suceava, Maria, bine te-ai reîntors acasă. Și bineînțeles, în ultimul rând, delegaților din toată țara, dar în mod special celor din Ucraina, doamnei primar Nangriș, știam că noi sunteți un atlet pentru democrație acolo, la Mahala, în Ucraina, dar văd că sunteți și un atlet în adevăratul sens al cuvântului. Doamne ajută! Cu venit de asemenea delegații din Republica Moldova. Iată că am ajuns la ediția cu numărul 7 și am avut acest privilegiu să particip la toate edițiile, să văd și eu cum crește acest eveniment, această spartachiadă de la un an la altul. Spunea Maria aici cu un fel de apropo că primăria sprijină cât poate, primăria vrea să sprijine și mai mult, dar ca să vă sprijinim, trebuie să ne sprijiniți și dumneavoastră. Este vorba să vă faceți o organizație non-guvernamentală în așa fel încât să vă putem da bani de la primărie. Vă așteptăm cu mare plăcere. Deci ca să vă putem ajuta, ajutați-ne. Doresc să urez un special bun venit oaspeților noștri din Moldova și din Ucraina și iată că spartachiada noastră a devenit una internațională. Iată că această internaționalizare se pliază pe consorțiul nostru universitar, în care avem universități și din Ucraina și din Moldova. Și iată că colaborarea universitară ajunge astăzi și în mediul preuniversitar, când profesori din cele trei țări se vor întrece în această spartachiadă. Din program n-au lipsit nici momentele artistice susținute de către copii talentați.
La festivitatea de deschidere a fost prezentă și gimnasta de talie mondială Maria Olaru, care a participat la cross alături de profesori. Vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu atâta dragoste aici și sper că vă transmit și eu vouă bucuria de a fi aici printre voi. Nu vreau să vorbesc prea mult despre mine astăzi, că nu e vorba despre mine, ci despre voi. Și vreau să vă urez mult, mult succes, să felicit inițiatorii acestei frumoase competiții la mulți, mulți ani înainte și să ne vedem cu alte ocazii mult mai, să zic așa, cu mult mai multe persoane și să nu uităm că organismul omului este făcut pentru a face mișcare, să ne educăm cu sport, prin sport și, de ce nu, mulți ani de aici înainte, să fim mai sănătoși, să dăm la o parte tehnologia, comoditatea, dacă vreți, pentru că trebuie să ne autodepășim în fiecare zi pentru a fi sănătoși atât la minte cât și la trup. Prețuiți-vă corpul, așadar, astăzi sper că mă primiți și pe mine în rând cu voi să alerg pentru nu a da dovadă de sportivitate, ci pur și simplu că așa îmi trăiesc eu viața și pentru că astăzi mă aflu în inima acestui frumos oraș. Aș vrea să, și este pentru prima dată când am ocazia, să particip umăr lângă umăr alături de voi la această competiție. Înaintea crossului, Alexandru Brădățean a făcut încălzirea participanților cu o horă. După deschidere, participanții au luat startul la cross. Mulți dintre ei au revenit cu drag la evenimentul sportiv. Thank you.